urma succesului răsunător pe care Ion Iliescu l-a obținut în alegerile din 20 mai 1990, puterea politică de atunci a decis să pună capăt mișcării din piața universității. Pe 13 iunie se creează o ambuscadă în piață cu scopul de a justifica intervenția brutală a forțelor de ordine. Propaganda are un rol esențial în aceste zile. Ion Iliescu anunță în seara de 13 iunie la televizor că steagul mișcării legionare flutura pe sediul Poliției Capitalei. Fapt inexistent. Pe 14-15 iunie, minerii intră în scenă a treia oară în jumătate de an. Acum sunt însă mult mai numeroși, între 10 și 15.000. Confruntarea dintre ei și protestatari este directă și brutală. Minerii vânează studenți, sparg sediile partidelor politice istorice. În centrul Bucureștiului ard autobuze. Toată intervenția minerilor părea foarte bine organizată. Aveau adresele principalilor lideri politici din opoziție, atacau studenți și intelectuali, prevestind practic un război civil. În raportul oficial al mineriadei din 14-15 iunie 1990 se vorbește de 6 morți, 746 de răniți și peste 1000 de arestări. Din păcate, România nu a terminat atunci cu mineriadele. În septembrie 1991, apoi în ianuarie și februarie 1999, apar noi episoade de acest tip într-un context radical diferit. Conduse de un lider carismatic și violent apropiat al lui Iliescu, Miron Cosma, cele trei mineriade nu mai vizează de data aceasta oponenții regimului, ci acum guvernul însuși. Bun găsit, domnule Horia Roman Patapievici, și vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră pentru a purta acest dialog într-o serie care își propune să facă o radiografie și o analiză a societății românești de după 1989, acum la 33 de ani de la Revoluția Română. Unde eram în 1989? Unde am ajuns? Ce am sperat că vom deveni? Care ar fi schimbările fundamentale în societatea românească în acești 33 de ani? Cred că cel mai bun mod de a compara unde suntem cu ce a fost este să luăm din arhivă o imagine din 1990, din ianuarie, cum arăta strada, cum arătau oamenii. Strada arăta mizerabil, dar oamenii aveau tenul pământiu, erau îmbrăcați într-o manieră care pe vremea aia nu ni se părea stranie, dar avea în ea maniera de a te îmbrăca și a-ți purta corpul gravată toată mizeria, toată opresiunea, toată înfrângerea morală în care societatea românească trăia. E o societate care nu știa despre ea cât de traumatizată este. O societate care fusese fugărită, întărâtată, înfometată, înfrigurată și care nu avea ca proiect de viață decât supraviețuirea de pe azi pe mâine. Și, pe la colțuri, acolo unde sperai să nu existe turnători, să-ți dorești din toată inima să crape Ceaușescu și soția lui. Și era jocul când te uitai la televizor, încercai să deduci din petele de pe fața lui câte luni sau câți ani mai are de trăit. Acest mod de a specula moartea cuiva pentru că trăiești sub cisma lui într-un mod ireversibil, descrie, îmi vine să spun fără rest, catastrofa morală în care noi eram. Nu ne dădeam seama, dar eram într-o catastrofă morală. Fiecare dintre noi, eu de exemplu, încercam să am o existență alternativă. Am vorbit despre asta în zbor în Bătaia Săgeții. Spuneam acolo că m-am salvat prin prieteni. Da, dar nu știam cum m-am salvat și în ce formă ajunsesem. Eram exact ca toți semenii mei. A fost o epocă îngrozitoare care ne-a lăsat eșuați ca balenele care așteaptă să moară pe țărmul patriei noastre. A fost groaznic. Unde suntem acum? Păi diferența este că, în primul rând, că arătăm colorați. Faptul că există această diversitate vestimentară nu reflectă numai o stare materială mai bună, ci reflectă ceva care se vede în chipul oamenilor. Oamenii nu mai au acea stigmă a înfrângerii, a umilirii,
pe care o aveau la ieșirea din regimul comunist. Oamenii de astăzi din România, când se zbat cu viața lor, când sunt nemulțumiți de ea, o fac la un nivel care este, îmi vine să spun, la o distanță infinită de cel la care eram atunci. Este nivelul la care poți să faci ceva cu viața ta, chiar dacă te simți umilit de politicianul X, de administratorul Y sau de mai știu eu cine. Nu este acel tip de umilință care este înfrângerea morală absolută, pe care noi am cunoscut-o ca popor cu asupra de măsură. Prin urmare, răspunsul la întrebarea unde suntem și unde eram, suntem separați printr-o ruptură. Nu este ceva gradual, pentru că libertatea de care e legată demnitatea, de care e legată ținuta omului, nu reprezintă o trecere graduală de la sclavie, e ruptura. Când treci la libertate, se rupe. Și libertatea are problemele ei. Noi nu suntem în paradis. Eu nu compar paradisul, nu pretind că acum este paradisul și că atunci era infernul. Ce spun este că atunci era o variantă de infern, iar acum trăim într-o variantă de normalitate. Foarte multă culoare în societatea românească, poate acum aceasta ar fi o critică, s-au schimbat și prioritățile, s-au schimbat și nemulțumirile. Ați rostit un cuvânt cheie pentru generația aceea de care vorbeam, care a încercat să construiască România de astăzi. Libertatea însă este o povară, e foarte greu de dus, e foarte greu de înțeles, toată lumea și-o dorește, în principiu, dar practic, zi de zi negociem această libertate și nu-i facem față. Credeți că poporul român, că societatea românească poate să ducă propria libertate? Libertatea nu este abstractă nici măcar atunci când ea este codificată legal. Libertatea este faptul concret de a nu fi călcat în picioare. Este libertatea negativă de a nu ți se impune ceva. Noi suntem liberi astăzi, doamna Vlădescu, într-un mod foarte vast, ca să spun așa. Ține numai de noi să o explorăm, să o exploatăm, să ne folosim de ea. Libertatea nu este o povară, decât pentru naturile slabe. Am adversitate morală față de ideea că libertatea poate fi o povară. Libertatea nu este o povară. Libertatea este o enormă șansă. Exact ca viața. Poți să spui că viața ta este povară atunci când te regăsești în singurătate, ai eșecuri amoroase, profesionale, nu știu ce, și zici, numai un diazepam mă mai poate salva? Libertatea la nivelul cel mai înalt este greu de dus pentru că nu avem acest exercițiu al libertății, pentru că presupune și responsabilitate. Fără responsabilitate nu există. Întru totul. În ideea aceasta spuneam că este o povară. Revenind la momentul... Mie povara asta îmi place extraordinar. Vreau această povară. Da. Vreau povara vieții. Vreau să am această povară a singurătății. Această povară a tuturor neajunsurilor vieții. Doamna Vlădescu, fără viața asta extraordinară care ne-a dăruită, ce-ar fi? La fel este și cu situația noastră ca națiune, ca societate românească. Cum spunea Ken Jowitt, măi, nu vă mai plângeți atâta, acum 10 ani și ceva, nu vă mai plângeți atâta. Ne auzea cum ne plângeam, era în 2006 sau 2007. Și a zis, sunteți în cea mai bună situație istorică în care a fost România de 500 de ani. Neajunsuri sunt în permanență. Viața nu este... nu este o invitație la certitudine, nu este o asigurare că îți va merge bine. Dar fără ea, fără ea, fără situația în care suntem acum, în care putem fi liberi să facem ce, aproape tot ce vrem, această libertate care se manifestă economic prin faptul că noi eram ultima țară din Balcani în 89. Și dacă vă uitați pe YouTube, există o animație cu creșterea PIB-ului din 90 și până astăzi, în 2021. Și vedeți cum România era așa și cum trece pac, 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 pac. Și acum suntem o economie, suntem prima economie din Balcani.
Ce este bine și trebuie spus în societatea românească de acum? Și chiar dacă au fost sincope, acest drum, această ascensiune pe care mi-ați exprimat-o atât de plastic, cum s-a construit în cei 33 de ani? Dacă ar fi să scoateți în evidență lucrurile cele mai bune din România acum, care ar fi ele? Să mergem puțin în spate. Care au fost marile lupte ale anilor 90? Să ne amintim. Revoluția. Revoluția ce-a fost? Ea s-a înscris într-un context geopolitic. Noi suntem ultimii care am căzut, așa spun. Și bulgarii au căzut, a căzut regimul înaintea noastră. Și cu toate că aceste evoluții au fost cunoscute de oamenii din societatea românească, trauma, înfrângerea morală în care eram, făceau ca noi să nu sperăm la căderea lui Ceaușescu. Era ceva de necrezut. Era ca și când eram așa. Lumea iese în stradă, Ceaușescu cade. E o lovitură de palat, cu siguranță se trag sfor și așa mai departe. Cine ajunge la putere? Horibilă dictu, Ion Iliescu. Ion Iliescu și cu Consiliul Frontului Salvării Naționale, nume odios, pe vremea aceea, după demonstrația din 12 ianuarie, în care s-a cerut reintroducerea pedepsei cu moartea, între altele, și scoaterea în afară a legii a comunismului, nu știu ce, a apărut sloganul Decret lege, frontul se alege, pentru că Consiliul Frontului Salvării Naționale decreta legi și inclusiv legea că frontul se alege. Deci era un context în care revoluția, oricare ar fi fost intenția ei, și am să vorbesc puțin despre intențiile revoluției, a fost confiscată, așa zicând, de o elită care provenea din cercul al doilea sau al treilea sau al patrulea al nomenclaturii comuniste. În urmare, era o chestie a lor, aparent. Cum gestionau ei chestiunea geopolitică? Uniunea Sovietică exista, Gorbaciov era la putere, iar țările ex-comuniste tatonau. Tatonai ce? Tatonai marja de libertate geopolitică pe care o ai în a face altceva. Și variantele erau o perestroică, un regim social-democrat, nimeni nu folosea atunci cuvintele cheie care sunt ale libertății și care erau proprietate privată, libertate a proprietății, libertate a tranzacționării libertății, libertate politică, adică capitalism, erau formulele astea. Social-democrația suedeză. Ăsta era un mod de a nu pune accentul pe ceea ce ne trebuie, interesat. Pentru că vă reamintesc că în primăvara lui 1991, Uniunea Sovietică continua să existe, Adrian Năstase, care era ministru de externe, a înaintat un tratat bilateral cu Uniunea Sovietică, în care noi, de pildă, eram prima țară ex-comunistă care se grăbea să facă un tratat bilateral cu Uniunea Sovietică. Vă dați seama? Să sparie gândul. În care exista un punct, am uitat ce număr avea, prin care angajamente militare se fac prin consultarea părții. Adică noi niciodată n-am fi ajuns în NATO dacă Uniunea Sovietică supraviețuia și noi rămâneam în acel spațiu care vedem cum arată. Dar slavă Domnului că în 19 august un număr de generali cretini, securiști cretini din Uniunea Sovietică au făcut o lovitură de stat. L-au arestat pe Gorbaciov și asta a pus capăt câteva luni mai târziu, în decembrie, Uniunii Sovietice, a cărei existență a fost încheiată de președintele de atunci al Federației Ruse, care era Yeltsin. În acest mod, acel tratat care ne lega de mâini și de picioare a devenit caduc. De ce credeți că simțeau românii nevoia acestui protectorat? De ce ne uitam românii? Mereu românii, în ghilimele, românii? Către Rusia? E vorba de o elită politică, cea care s-a cățărat pe schimbarea politică și ale cărei intenții, că aici vreau să ajung, ale cărei intenții până la urmă n-au mai contat, pentru că ce a contat a fost o dinamică în interiorul societății, care dinamică a fost pusă în mișcare și a fost ordonată
de punctul de vedere al unei minorități pe care nimeni nu dădea doi bani. Ce este senzațional în istorie este că ideile contează. Și că dacă faci la fiecare moment al evoluției unei societăți un sondaj Gallup ca să vezi ce vrea societatea, încă n-ai aflat atunci încotro se îndreaptă societatea. Pentru că dacă s-ar fi făcut un astfel de sondaj, acurat, nu mincinos, în anii 90, pentru lunile, din 3 în 3 luni, în martie 90, în iunie 90 și așa mai departe, nu s-ar fi aflat spre ce se îndreaptă societatea. Că ce vedeam erau succesele remarcabile ale acestei elite politice neocomuniste, îndrăzneli nerușinate, cum era acest proiect de tratat bilateral cu Uniunea Sovietică, și declarații sfruntate ale șefului statului, cum a fost declarația de la Satu Mare din 94, Ion Iliescu, care a dat o indicație completelor de judecată să înceteze restituirea proprietăților confiscate. Și totul a fost înghețat până în 2000. Din acest motiv, că șeful statului le-a fixat obiectivul. Iar guvernarea Convenției Democrate din 96 n-a îndrăznit să răstoarne acest... Dar ce s-a întâmplat este că, în ciuda acestor lucruri, ideea de proprietate privată, ideea de restitutio in integrum, ideea de legalitate în care să intre justiția, prin asta înțeleg tot aparatul uman care o deservea, ideea de libertate economică, ideea de privatizare, toate astea au câștigat. În anii 90, ce făcea Consiliul Frontului Salvării Naționale? Prin presa lui, declanșase o campanie împotriva privatizării, făcând apropiere între privată, toaletă, și privatizare. Ideea de a demoniza ideea capitalistă fundamentală pentru care numai o minoritate milita. Una dintre minoritățile care milita pentru asta era grupul pentru dialog social. Nu era singura, pentru că atunci apăruseră foarte multe gazete, unele dubioase, cum s-a văzut mai târziu, și care militau pentru capitalism, ca să spunem cuvântul care astăzi displace tuturor progresiștilor. Capitalismul înseamnă asta. Înseamnă ordinea socială, a proprietății private, a libertății economice a proprietății și a garanțiilor juridice a proprietății și a libertății. Asta e capitalismul. Capitalismul e un tip de civilizație în care noi suntem. Poți să spui că sunt variante, sunt abuzuri, e corupție, chronic capitalism. Da, poți să spui toate chestiile astea. Dar în fond, structura de bază care reprezintă consensul social este ăsta. Este capitalismul, care e un lucru în sine bun. Ei, pentru libertate economică, pentru proprietate, pentru stat de drept, milita pe vremea aceea Grupul pentru Dialog Social și revista 22 și încă alte câteva reviste conduse de câțiva intelectuali care erau o minoritate absolută față de puterea extraordinară a celor care câștigaseră Revoluția și care fuseseră plebiscitați practic la 20 mai la conducerea țării. În ciuda tuturor acestor lucruri, dacă nu urmăriți punctual evoluția, pentru că atunci ne rătăcim. Dar să luăm anul 2000 și să luăm anul 1990. Anul 2000 este un punct de întoarcere. E un punct de întoarcere foarte semnificativ, pentru că este momentul în care Ion Iliescu revine într-o luptă electorală care îl opunea lui Corneliu Vadim Tudor, care era un fel de șahmat. Adică ești în situația de a spune... Votez cu Ion Iliescu ținându-mă la nas ca să nu iasă dementul care a spus că România trebuie guvernată cu mitraliera și care a sprijinit prin toți primarii lui ultima mineriadă care venea să ocupe administrativ, cum a ocupat Râmnicu Vâlcea, de exemplu, localitățile României. Deci era o veritabilă lovitură de stat. Dacă comparăm 2000 cu 1990, ce vedem? Că în al treilea mandat al lui Ion Iliescu, subliniez al treilea pentru că era neconstituțional, că el nu și-a socotit primul mandat, ăla dintre 90 până în 92. La al treilea lui mandat, Ion Iliescu este schimbat. Nu mai este Ion Iliescu
care semnase tratatul. Premierul este Adrian Năstase. Nu mai este același Adrian Năstase de atunci. Cum s-au schimbat oamenii ăștia? Logica acelei caste de nomenclatură, cu toate legăturile securistice și toate astea cu activiștii și rețelele astea pe care nici nu le poți inventaria, dar care în mod evident există, pentru că au consecințe, nu logica lor le-a dictat decizia politică, ci ideile acestui mic grup care de fapt a definit natura revoluției. Dacă putem să facem a posteriori următorul raționament, care e natura revoluției? Dacă ar fi câștigat Ion Iliescu și gruparea lui în termenii din 90, atunci am fi putut spune că natura revoluției a fost înlăturarea lui Ceaușescu, punct. Adică nu o revizuire drastică a regimului politic, ci o schimbare a conducătorilor. Că n-a fost așa, este că Ion Iliescu și gruparea lui, ei înșiși au adoptat un punct de vedere care nu era al lor la începutul anilor 90, care era unei mici grupări din interiorul societății de intelectuali și care a definit, de fapt, natura revoluției. Natura revoluției a fost anticomunistă și a fost pro-capitalistă, pro-stat de drept. Nu a fost în favoarea social-democrației suedeze, să fim serioși. A fost pentru ideea de principiu a capitalismului, a statului de drept, adică a democrației liberale. Ceea ce mă face să spun că, pentru prima oară în istorie, o revoluție nu a fost de stânga, ori radical de stânga, sau extremist de dreapta, cum a fost revoluția nazistă. Este prima revoluție de centru din istorie. Pentru că noi la centru ne-am situat. În civilizația europeană, centrul este liberalism, proprietate privată, libertate individuală, adică capitalism, stat de drept, domnia legii. Asta este. Asta e centrul civilizației noastre. Ori revoluția din 1989, pentru toate țările ex-comuniste, a fost, ăsta este miracolul pentru mine, au fost toate revoluții de centru, care au vrut să ajungă la centrul pierdut prin această nenorocire comunistă. Nota bene, dacă ne uităm la modelele din Occident, Occidentul era tot virat spre stânga. Cumva, dacă ne uităm acum la trecut, vedem că noi, cum am descoperit individual și am să vă povestesc imediat, că noi de fapt eram izolați în raport cu dinamicile sovietice și cu dinamicile din Occident, pentru că Occidentul virase masiv spre stânga. Iar noi ce făceam nu era o reintegrare în Occidentul virat spre stânga, ci în ideea occidentală de centru, care este reprezentată de stat de drept, domnia legii, capitalism și liberalism politic. Asta este extraordinar și ce mă fascinează la aventura prin care noi am trecut. E totuși extraordinar. Acum, sigur că noi suntem supuși tuturor influențelor, există un mecanism de sincronizare cu ceea ce eu numesc, de pe poziții care nu sunt de dreapta, ci sunt de centru, stângismul universitar, mass media și chiar politic din societatea occidentală. Suntem supuși acestui. Dar ce e formidabil este că Revoluția Română și revoluțiile din țările ex-comuniste au fost revoluții fundamental de centru, care au centrat societățile ex-comuniste pe un model pe care Occidentul însuși îl abandonase. Ce a sperat Grupul pentru Dialog Social în 1990, în anii 90 și ulterior, și ce s-a obținut din viziunea pe care membrii lui o aveau pentru societatea de acum? Și să nu uităm că vorbeam de lucrurile bune care se întâmplă acum, la nivelul străzii și la nivel mai profund al mentalității și al schimbărilor societății. Vine să spun că din programul CTS-ului de la începutul anilor 90 s-a obținut totul. Acum, trebuie spus ceva. Oamenii acționează nu numai conștient, ci și puțin somnambulic.
E motivul pentru care, sau poate că cuvântul e prea tare, am să folosesc o formulă a lui Michael Pollan, care spunea că fiecare om știe mai mult decât știe că știe. Ceea ce înseamnă că dacă ești întrebat ce intenționezi, tu nu poți să spui tot ce intenționezi de fapt, că n-ai capacitatea să explicitezi tot ce știi cu adevărat. E motivul pentru care definiția unui eveniment istoric nu poate fi făcută intrinsec pornind numai de la, ci trebuie să vezi posteritatea lui ca să înțelegi ce conținea ca nespus el la data respectivă. Dacă ei fi întrebat pe membrii grupului pentru dialog social, în primul rând că erau oameni care proveneau, unii erau foști comuniști, oameni care sprijiniseră comunismul inițial și care ulterior se dezgustaseră de el. Convingerile lor politice profunde aveau să iasă la iveală prin diferențiere mult mai târziu. Dar atunci eram toți uniți, ca să spun așa, în jurul câtorva idei de bază care, în esență, spuneau următorul lucru. Lucru bazal, cum spunea Popper, este în fond ăsta. Democrația este sistemul care permite unei societăți să schimbe liderii fără să-i omoare. La care aș adăuga și fără să se lase ei omorâți în momentul în care încearcă să-i schimbe. Revoluția română este un exemplu tipic de non-democrație. Pentru că dacă Ceaușescu ar fi fost democrat, el n-ar fi fost schimbat prin omorârea lui. Așa și-a asumat riscurile non-democrației. Democrație este regimul care schimbă conducătorii fără să trebuiască să-i omoare. Dar democrația înseamnă astăzi în Occident identificarea cu agenda progresistă, care e o agendă bogată și foarte ideologizată. La începutul anilor 90 nu însemna asta, dar însemna, era un conținut de stânga al democrației. Ca atare, dacă îi întrebai pe fiecare, ar fi spus așa, 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 cu modelele, revin la această imagine care era foarte incongruă pe vremea aia, Iliescu a invocat-o, socialdemocrația suedeză asta. Dar exista un consens, un nucleu tare pe care eu l-aș defini în felul următor. Este stat de drept, este separarea puterilor, este diminuarea severă a rolului serviciilor în conducerea societății, este o formă de integrare euroatlantică, al cărei conținut și prin evoluțiile din Occident. Pentru că nu uitați că Maastricht e în 91. Înainte, cu 2 ani, era doar o idee de Uniune Europeană, de Comunitate Europeană. Cred că așa se numește. Deci, căderea comunismului antrenează o dinamică și în sânul reflecției instituțiilor europene, care concep un nou tip de unitate. Deci, noi am fi vrut o integrare euroatlantică, al cărei conținut instituțional a devenit până la urmă Uniunea Europeană și NATO. 2003 intrarea în NATO și 2007 intrarea în Uniunea Europeană. Dacă ne uităm la toate aceste lucruri, îmi vine să spun că agenda grupului pentru dialog social la începutul anului 90 a fost realizată integral. Ce n-a fost realizat? Realizarea asta însă nu ne duce în paradis. Vreau să... punctul de vedere e foarte... e realist. Nu e pragmatic de asta oportunitate. În punct de vedere, ce poți să obții cu ceea ce ești? Ce nu s-a obținut este diminuarea rolului serviciilor. România este o țară în care serviciile au fost în permanență integrate în conducere, iar acum, în ceasul din urmă, pare să fie o variantă de consens. Apariția USL-ului în 2012, unirii care este nenaturală între PSD și PNL, un PSD care știm că a absorbit fostul Partid Social-Democrat din România, al lui Cunescu și care fusese partidul lui Titel Petrescu, pe care l-a ucis, așa, s-a identificat cu el și acum prin USL, de fapt este un consens politic al unui anumit mod de prezență a serviciilor în societatea românească și în economia românească și în instituțiile românești. Este un lucru pe care noi nu l-am dorit în 1990, împotriva căruia am fost total și cred că aici am fost înfrânți.
Dorința de libertate a fost întotdeauna motorul membrilor grupului pentru dialog social, dar mai era și speranța. Speranța care este o constantă și în mentalitatea poporului român. Tot timpul sperăm, ori că cineva ne va salva, ori că până la urmă vom găsi noi resursele să ne salvăm singuri. Sentimentul societății este că s-a disipat și efortul și energia membrilor grupului pentru dialog social, că au renunțat la un moment dat. Noi ne-am dispersat, doamna Vlădescu, noi ne-am dispersat din convingere și din oboseală. Și din faptul că, în fond, n-ai mereu ceva de spus în societate. Totuși, să fim serioși. Adică există un moment pentru toate. Momentul grupului pentru dialog social a fost, cred, până prin 2005. După care el a intrat în propria lui inactualitate. Noi înșiși am fost divizați, începând cu anii 2000, am fost divizați de opțiuni politice concrete diferite. Unii au fost de stânga, alții au fost de dreapta, alții au rămas de centru, în privința modului în care eu definez poziția mea politică. Sigur că în raport cu stânga eu sunt de dreapta. Dar în același timp eu revendic o centralitate a valorilor modernității europene cu care mă identific. Problema este că această centralitate a fost evacuată de succesele stângii și a fost trimisă spre dreapta. Capitalismul nu este de dreapta, asta este o aberație. Capitalismul este o valoare centrală a modernității. Pentru că dacă spui că capitalismul e de dreapta, atunci spui aberația că modernitatea este de dreapta. Ceea ce e o eroare. Sau altfel, ne-am pierdut centru. Deci noi am fost despărțiți. Acum, în grupul pentru dialog social, domină ideile progresiste cu care eu nu sunt de acord. Ca atare, eu nu mai fac parte din grupul pentru dialog social și cred că sarcina lui, care a fost eminentă în anii 90, a dispărut. În anii 90, ca să vă faceți o idee așa socială, concretă, sediul din Calea Victoriei, care acum arată foarte părăginit și trist. Singura notă pozitivă este Green Hours al răposatului Voicu. Acolo bătea inima. Știți ce înseamnă asta? Lumea venea în continuu. În primul rând că eu n-am fost de la început. Eu am fost un anonim până în 92. În 94 am fost invitat, a fost prima lărgire a grupului împreună cu Dan Perjovski. E foarte tipic, Dan a evoluat spre poziții de stânga, radical de stânga. Eu uneori a zis că e neomarxist, ceea ce pentru mine este o oroare. Iar eu, prin deplasarea centrului, m-am dus spre dreapta. Inițial însă eram, în 94, când amândoi am fost chemați, eram absolut pe aceleași poziții. Dar acolo lumea era în permanență, venea lume de toată mâna, din toate straturile sociale și eram într-un continuu dialog cu ei. Când am fost director de programe pentru 2 sau 3 ani, la sfârșitul anilor 90, toată ziua stăteam acolo și vorbeam cu toată lumea. Și asta înseamnă să bată inima undeva. Astăzi inima nu mai bate acolo, bate în alte părți. Dar atunci, și ăsta era un sentiment exaltant, eram căsătorit cu timpul meu. Și așa erau toți. Credeți că există astăzi un grup sau o mișcare sau un curent sau o grupare politică care ar putea să joace același rol pe care l-a jucat grupul pentru dialog social în anii 90? Nu. Timpurile nu se repetă și dacă vă uitați, anii 90 sunt ani în care nu televiziunile contau, ci vocea intelectualilor. Și relaționarea de care vorbeați. Da. Deci ăla era chiar un grup de dialog social, deși a fost ironizat că e grup de monolog social. Ăla era chiar un grup de dialog social. Cine n-a văzut asta în anii 90, ce dever de lume era acolo, ce discuții, cum erau dezbaterile. Sala aia micuță era arhiplină, arhiplină. Acum, când se mai face ceva, sunt televiziunile care ocupă aproape totul și câțiva oameni în marginal. Nu era deloc așa. Era, acolo bătea inima, una dintre inimile țării bătea acolo, îndrăznesc să spun. Și noi toți aveam o conștiință și o responsabilitate legată de asta, a seriozității angajamentului nostru. Eram foarte angajați, așa cum spera să fie Jean-Paul Sartre cu angajamentul lui, noi l-am trăit. El
În anii 90, în anii 2000 au apărut primele diferențe politice între noi, e foarte semnificativ, regat de PSD, și diferențele în anii 90 era anatema să simpatizez cu vreunul dintre, nu dau nume, dintre oamenii de acolo. În anii 2000 s-a mai relaxat, au apărut diferențe legate de noua definiție a democrației care conține sau nu agenda progresistă. Adică e o diferență foarte mare. Eu în 94 am publicat articolul Comunismul American, care semnala pentru prima oară aberația corectitudinii politice. Aceiași oameni din Grupul pentru Dialog Social, care mai târziu m-au înfierat, în 2000, când a apărut Omul Recent, în 2001, atunci puteau tolera acest tip de pluralitate. După aceea a apărut, s-a făcut scindarea între progresiști și restul, liberalii clasici, ca să spun așa. Iar astăzi prăpastia e aproape de netrecut, lucru care corespunde situației de război cultural, care e aproape un război civil, din Statele Unite și lumea anglosaxonă, în general, legat de această agendă progresistă. Spuneați că este un cuvânt hulit, capitalismul. Da. Mai ales în România. Mai sunt alte două care tot nu, apar... Nu, mai ales în Occident. Și în România, tocmai urmând trendul. Vă spun, în lumea anglosaxonă, să spui capitalism este un... It's a crime. Ca să dacă am folosit cuvântul englez, să folosești unul general, este ein Schimpfwort. E un cuvânt de ocară. Mai sunt două în societatea românească, mai ales în anumite perioade, din cele despre care vorbim, intelectual și elită. A spune că există o elită devenise aproape o insultă. Întotdeauna existau obiecții în discursul public față de această elită, față de intelectuali. De ce sunt cele două cuvinte, în esența lor pozitive, atât de controversate, dacă nu hulite, în societatea românească? Societatea românească în anii 90 venea dintr-o epocă de colectivism în care absența unei elite pozitive, ca să spun așa, s-a tradus în anii 90 printr-un respect față de ideea de intelectual, ideea de discurs coerent, ideea de elită. Treptat au apărut științificii. Științificii definesc noțiunea sociologiei, ideea de elită, pur sociologic. Noțiunea sociologică de elită politică a înlocuit noțiunea valorică de elită intelectuală. Dinamica din interiorul, din evoluția societăților postmoderne a făcut ca televiziunile să capete un rol în anii 2000 și după aceea s-a întărit, pe care în anii 90 nu l-aveau. În anii 90 televiziunile căutau intelectualii pentru a articula public un mesaj. În anii 2000 au apărut așa numiți moderatori de talk show-uri care inițial captau vocile din societate și le permiteau un acces public și după aceea s-au substituit. Astăzi, moderatorii nu mai sunt moderatori, sunt actori ai acestor emisiuni și ei, de fapt, dictează opinia publică. Treptat, intelectualul public a fost înlocuit cu moderatorul acestor dezbateri de televiziune, care sunt, de fapt, actanți politici. Ce era, din punct de vedere al poziționării sociale, intelectualul era un independent, în mod fundamental, în timp ce moderatorii funcționează în această conexiune care este uneori slabă, alteori tare, dar care niciodată nu dispare, între zona de mass media, actorii politici și actorii economici. Legătura între actorii economici și politici, într-un stat slab sau tare, egal, este puternică, pentru că cea mai mare resursă de bogăție dintr-o societate modernă este cea rezultată din colectarea impozitelor. Bugetul este cea mai mare sursă de bogăție. Corupția în statele cu bugete mari este inevitabilă. Deci legătura dintre zona economică și zona politicienilor care administrează statul este mereu puternică. În mod vicios a apărut și un cuplaj, care să știți că nu e numai la noi, se vede și în Statele Unite foarte bine, între lumea politicii și lumea economicului. Dacă comparați bună oară The New York Times acum 50 de ani și astăzi, diferența este enormă.
Astăzi, The New York Times este, de fapt, ca și dimineața sau azi pentru FSN în anii 90, este un ziar de partid. Din păcate. Acum 50 de ani nu era deloc așa. Prin urmare, acest fenomen nu este tipic românesc. Ține de o dinamică a societăților postmoderne în care granițele tind să se estompeze în favoarea unor noi monopoluri. Pentru că este un monopol de opinie politică. În anii 90, așa ceva încă nu exista, în ciuda faptului că Ion Iliescu și gașca lui aveau un monopol pe mass media. Totuși formidabil. Aș vrea să încheiem cu o notă optimistă. Da. România încotro. Este nevoie de un optimism pe care să-l avem vis-a-vis de noi înșine, neavând indulgență față de defectele noastre și față de ratările noastre, dar având totuși încredere în noi înșine și în capacitățile noastre. În momentul de față, noi stăm sub o amenințare care ne poate scoate oricând. Nu depinde de noi asta, depinde numai de voința acestui nebun care este Putin. Ne poate scoate din situația normală. Situația normală este situația în care ratezi de capul tău, în care ești lăsat să trăiești. Dar noi s-ar putea să nu fim lăsați să trăim, pentru că dacă Putin decide să implice România și Polonia, cum au spus unii analiști de curând, în conflict, ca zone prin care e aprovizionată armata ucraineană, atunci noi intrăm într-o spirală a evoluției pe care nu o putem controla și nici măcar imagina complet. Dacă Putin decide să aplice lovituri tactice nucleare pe teritoriul Ucrainei, asta iarăși mută situația complet diferit. O altă situație care va modifica complet geopolitica de aici, permițând evoluții pe care nu le putem estima, este dacă la capătul celuilalt al lumii, în Taiwan, China se decide să intervină și atunci se declanșează un conflict militar în zona Pacificului. În urmare, în situația de astăzi, noi nu mai suntem ca în anii 90 sau în anii 2000, în care să fim lăsați să decidem ce vrem să facem, și cu relele și cu bunele noastre. Suntem într-o situație dramatică, pentru că ea depinde de un om care a dovedit că fie este un om normal care are scopuri demente, situație tristă, fie un dement care are scopuri demente, situație disperată. Deci, nota optimistă nu o pot aduce în încheierea discuției noastre, pentru că am ajuns iarăși în situația, ca în anii 30, în a doua jumătate, în care noi să nu mai putem lua deciziile de capul nostru, pentru că alții le iau în locul nostru și atunci trebuie, suntem târâți în evoluțiile pe care le implică această decizie. Dar nota optimistă este că România a făcut enorme progrese, enorme progrese. Ce putem regreta este că nu suntem geniali. Dacă am fi fost geniali, eram departe. Dar n-am fost geniali. Dar așa cum suntem noi, dacă s-ar trasa o curbă, s-ar vedea că este ascendentă, pronunțat ascendentă, din 90 până astăzi. Prin urmare, am făcut ceva cu noi. O normalitate bine înțeleasă și bine asumată ne-ar folosi poate mai mult decât genialitate. Da. Mulțumesc, Horia Roman Patapievici. Mulțumesc foarte mult. Și eu.